Deputatul PSD Dumitru Coarnă a declarat pentru postul nostru de televiziune că în ședința comună a Camerelor Parlamentului din această săptămână s-a aprobat eliminarea indemnizațiilor speciale ale parlamentarilor și nu a pensiilor speciale, așa cum greșit a apărut în mediul public. De asemenea, Coarnă a declarat că nu este de acord cu o posibilă interzicere acumulării pensiilor cu salariul la stat. PSD a pus pe ordinea de zi această inițiativă. Abrogarea două articole, 49 și 50 din legea 96, statutul parlamentarilor, cu privire la cele indemnizații speciale. Fac precizare că nu sunt pensii, sunt indemnizații speciale. A fost una dintre problemele pe care am identificat-o în campania electorală, unde oamenii aveau un anumit tip de nemulțumire. Și atunci, sigur că noi suntem oamenii care încercăm să facem ceea ce am promis. Iar grupul parlamentar al PSD a inițiat un proiect de lege prin care se elimină aceste indemnizații speciale ale parlamentarilor. Adică eu am votat împotriva mea ieri, împotriva unui drept al meu, pentru că eu funcționez pe sistemul să fim deasupra persoanelor și să ne raportăm la principii. Eu nu mă raportez la persoane, extrem de rar mă raportez la persoane, trebuie să ne raportăm la principii. Dacă ne raportăm la principii, societatea se schimbă și funcționează corect. Și atunci am considerat că este moral și este legal să eliminăm aceste indemnizații speciale din mai multe motive și considerentul principal era acela că a fost o cerință a electoratului nostru și am vrut să o onorăm. Deci ieri a fost un vot în unanimitate cu excepția grupului parlamentar al UDMR, care practic nu a votat. În rest, toți cei prezenți în sală, pentru că Parlamentul s-a reunit, s-au reunit cele două camere, au votat inițiativa noastră. Sigur că au încercat unii să se urce pe munca noastră, gen Mosca la Arat, unii USR spun că ei sunt extrem de slab în ceea ce privește inițiativele legislative. Au avut și ei una care a fost respinsă pentru că nu știu să formuleze inițiative și sunt neconstituționale. Și iar inițiativa lor a fost respinsă, a fost respinsă și inițiativa PNL, că au fost trei ieri pe ordinea de zi. Una a PSD, una a USR și una a PNL. E, plenul reunit a admis o majoritate covârșitoare, deci cu excepția UDMR, inițiativa PSD de a restrânge acest drept, de a-l elimina practic prin abrogarea celor două articole din statutul parlamentarilor. Sigur că USR a introdus un amendament care în opinia mea este redundant, vă spuneam și la conferința de presă, în sensul că nici cei care sunt în plată acum, deci care au dreptul la pensie deschisă, nu beneficieze. Legea este extrem de clară și mă refer la Constituția aici, articolul 15, care spune că legea dispune pentru viitor, cu excepția legii penale ori contravenționale mai favorabile, aia înseamnă că în momentul în care această lege va fi promulgată, promulgată și publicată în Monitor Oficial, va dispune pentru viitor și nici cei care au în plată, deci au deschis dreptul la pensie în acest moment, sunt vreo 800 și ceva de parlament, nici cei cărora li s-ar deschide, de exemplu, mie dreptul la pensia de tipul ăsta, la indemnizația de tipul ăsta, fac precizarea asta, nu vor primi. Deci nu există posibilitatea juridic ca să rămână cineva în plată cu acest tip de indemnizație, așa cum a scris PSD legea. Sigur că UDMR s-a agățat acolo doar din motiv electoral să demonstreze ce, nu știu, că au creat și o pârghie de neconstituționalitate până la urmă, nu știu dacă cineva o să o atace la curte, dar una peste alta legea, cum a fost scrisă de PSD, a fost scrisă extrem de clar, constituțional, fără niciun fel de dubiu. Există posibilitatea ca CCR să respingă ceea ce ați votat ieri? În opinia mea nu cred că există această posibilitate, dar sigur că știți cum e în drept. Dar în opinia mea, așa cum a fost scrisă această inițiativă legislativă a PSD, nu există o problemă de constituționalitate. De aceea am respins două inițiative ale PNL și ale USR, că aveau probleme de constituționalitate. Amintiți-vă și anul trecut, când ei în mod voit au făcut o lege, o inițiativă, care avea probleme clare de constituționalitate și a și fost respinsă de altfel. Dar au făcut-o cu bună știință, aia înseamnă să minți electoratul, aia înseamnă să minți poporul cu televizorul. Nu. PSD și-a asumat, noi am gândit de principiu și am spus că nu e moral. Și atunci am votat în consecință și în momentul în care această lege va fi publicată în Monitor Oficial, va produce consecințe și nimeni, nici cei în plată, nici cei cărora urmează să le fie deschis dreptul
nu vor mai beneficia de aceste indemnizații speciale. Ce înseamnă indemnizația? Asta înseamnă că parlamentarul în plată care are dreptul la pensie deschis își primește pensia pe contributivitate. Era o recompensă acordată deputaților și senatorilor condiționată de numărul de mandate. Deci era o sumă de bani acordată sub formă de recompensă. Asta înseamnă indemnizația specială a parlamentarilor, să nu confundăm cu pensiile ocupaționale sau cu alt tip de pensii. Exact asta voiam să vă spun. Ieri s-a creat această confuzie. Majoritatea au ieșit și au spus că au fost eliminate pensiile speciale, nu indemnizațiile, așa cum dumneavoastră precizați foarte clar. Întrebarea mea este, când se va discuta despre eliminarea pensiilor speciale? Va intra în discuție acest subiect? Este extrem de amplu și extrem de tehnic. Trebuie luat fiecare lege în parte, pentru că nu putem să amestecăm lucrurile. Nu putem să discutăm, de exemplu, despre pensiile polițiștilor și ale militarilor ca fiind pensii speciale, pentru că ele sunt pensii ocupaționale. Și dacă avem o reprezentare clară a celor două mari organisme internaționale la care noi am aderat și fac trimiterea la NATO și Uniunea Europeană, sistemele de referință de acolo îmi indică mie că polițiștii și militari din Germania, din Franța, din Spania, din Suedia, din Statele Unite ale Americii, funcționează pe un alt sistem de pensionare, altul decât contributivitatea, altul decât sistemul social din țara respectivă. Pentru că polițiștii, militarii, au interdicții și incompatibilități. Ceilalți nu au interdicții și incompatibilități. Polițistul nu poate să candideze, nu poate să desfășoare alte activități peste durata normală a programului de lucru pentru a-și majora venitul ca să mergem la contributivitate. Mai mult de atât, au fost perioade întregi în care polițiștii au fost privați de niște drepturi, deși în fapt ei au lucrat 180-200 de ore, se numea muncă suplimentară, nu au fost punctați la serviciile de specialitate și atunci el practic este abuzat în acest moment dacă tu îl treci pe contributivitate și calculezi o pensie mai mică raportat la situația de fapt în care el a fost, pentru că deficitul tău personal a creat această oportunitate și această obligație până la urmă să asigurăm siguranța cetățeanului. Păi eu la Gradiștea lucram în medie 80 de ore pe lună, chiar 100 suplimentar și le-am plătit la 168, deci eu lucram 240. Cum îmi cuantifică mie cineva timpul ăla? Nu. Eu pierd atunci. Deci trebuie extrem de multă atenție, vorbind de pensii ocupaționale, pensii pe care le avem de Alexandru Ioan Cuza la zi, sisteme de referință identice în zona euroatlantică, deci nu avem ce să discutăm, mai sigur. Putem discuta pe lege dacă sunt anumite amendamente de formulat, dar ca principiu, când vorbesc de anexa 6, de militari și de polițiști, trebuie să rămână în zona pensiilor ocupaționale. Fac o paranteză, cred că și magistrații s-ar încadra aici, în această zonă a pensiilor ocupaționale, pentru că și ei au un regim de interdicții și incompatibilități. Și acolo trebuie discutat pe cuantumuri, sunt niște lucruri în lege, venit, salariu, trebuie făcute niște plafoane. Legile astea, de regulă, altele decât contributivitatea, sunt reglate din plafoane, adică nu mai mult de. Trebuie lucrat acolo și ca să echilibrăm, trebuie, în opinia mea, o impozitare progresivă, dar o impozitare progresivă reală, nu 99%, aia e tâlhărie. O impozitare progresivă reală, adică între 0 și 2000 de lei, 0 impozit, cum avem sistemul public, 2000, 7000, 10%, 7000, 10000, 20%, 10000, 14000, 15000, 30%, peste 15000, 40%, plafon la salariu net și nu mai mult decât indemnizația netă a președintelui. Punct. Și am rezolvat problema. Este o soluție extrem de constituțională și la îndemâna tuturor. Sper că mulți m-au întrebat, că m-au auzit vorbind, surpriza mea ca și de la o serie m-au întrebat, domnul Coarnă, aveți o inițiativă extrem de interesantă, nu este legală. Voi sunteți interesanți, eu sunt legal. Aveți experiență, ați apărat interesele polițiștilor Am apărat multe interese, interesele multor oameni din țara asta, chiar și din mediul privat, pentru că așa mi s-a părut corect. Nu poți să faci o separație între angajatul de la public și angajatul de la privat, pentru că politic vorbind ei creează această breșă, creează acest conflict, spunând că cei de la public sunt mai bine plătiți de la... Da, e în regulă. Dar soluția nu e să micșorez la public, soluția e să majorez la privat, ca să fim corecți cu noi. Adică ce facem? Toată țara lucrăm pe salariul de bază minim brut, lucrăm pe 250 de euro net, rest de plată. Dar nimeni nu vrea să spună asta. Dacă priviți acum în acest buget, care este un buget al austerității clare, ce se întâmplă? S-au majorat prețuri, s-au înghețat salarii și pensii. Aia înseamnă că indirect am mărit fiscalitatea cetățeanului.
Și tot indirect protejez capitalul. Pentru că puterea de cumpărare îmi scade, evident. Evident, puterea de cumpărare scade. Ca să nu mai spun că am văzut atâta ipocrizie, au vorbit despre sporuri care nu există în lege. Tăiați sporul de calculator, că nu există. Nimeni nu primește spor pentru calculator. Ministerul de Interne, Ministerul Învățământului, Ministerul Sănătății, funcționarii din Parlament. Toată zona asta publică pe care eu o știu și o stăpânesc, nu primesc spor pentru calculator. O minciună pe care au rostogolit-o în mass media acele televiziuni care sunt interesate și care sunt conectate la aceste informații false, transmit în mod repetat mesaje false, mesaje mincinoase. Și așa este în regulă. Dar trebuie să dăm spor pentru calculator. De ce? Pentru că nu există. Cât sunt nici nu știe ce e cu el pe acolo. Nu există spor pentru calculator. Sigur că există acel spor pentru condiții vătămătoare, dar este motivat pentru că oamenii lucrează în anumite condiții extrem de nocive din punct de vedere al undelor electromagnetice și duc eu pe cineva la dispeceratele din poliția asta să vadă nivelul de radiații în care oamenii lucrează. 30-40% de ei se îmbolnăvesc de cancer. Au programe 6 ore pentru că măsurătorii le dau peste cap toate nivelurile și practic ar trebui să nu lucreze acolo din punct de vedere al condițiilor de muncă. Ăla este spor pentru condiții vătămătoare. Despre ăla vorbim în poliție, care e 10%. Nu e cine știe ce. Restul, nu avem sporuri altele decât cele prevăzute de directivele europene. Adică lucrez de noapte, primesc un bonus pentru munca de noapte, lucrez sâmbătă, duminica, primesc un bonus pentru numărul de ore lucrate în zile de sâmbătă, duminică. Poliția lucrează în condiții de pericol pentru că avem mai mulți polițiști omorâți decât cei din teatrele de operațiuni. Aia înseamnă că cel din zona operativă trebuie să primească un spor pentru pericol și cam astea sunt sporurile despre care vorbesc ei. Restul e o întreagă manipulare, o întreagă diversiune. Uitați-vă că au vorbit, adică au mințit și când a trebuit să facă ceva, n-au făcut pentru că n-au ce. N-au găsit un spor de calculator pe care să-l radieze. Radiați-l, domnul Cățu, da? Nu au ce. Deci oamenii mint. Sunt și de la credință și nici nu știu. I-am văzut în Parlament și că domnul Orban confunde indemnizație cu pensie. Vorbesc tare de parcă ar trebui să se impună, dar modul de impunere ți-l face știința de carte, nu vocea. Tonalitate. Da. Domnule deputat, în ultima perioadă s-a tot discutat despre interzicerea cumulării salariului cu pensia. Ce puteți spune despre acest lucru? Păi da, am încercat și anul trecut, nu-mi amintesc că a fost inițiativă legislativă, am fost în ce se-am dat aviz negativ. Păi dacă se întâmplă lucrul ăsta, vor fi cel puțin două sisteme afectate. Și aici vorbim de sănătate. Traversăm o criză sanitară și de învățământ. Pentru că acolo avem medici care sunt pensionari și lucrează, primește și pensie și salariu, avem profesori învățători pensionari, tot pe criză de personal, care lucrează. În momentul în care o să impună condiția, sigur că omul o să opteze pentru pensie, că stă liniște acasă și să vedem cine o să mai vine la spital, cine o să mai vine la școală, nu știu care, din satul nu știu care. Au încercat-o și anul trecut. Nu le-a ieșit pentru că le-am explicat exact tehnicalitatea asta. Trebuie să discutăm punctual. Cine sunt aia care primesc și? Profesor medic, vreți să distrugem sănătatea? Aveți posibilitatea acum. Introduceți-o și oamenii clar că o să opteze pentru pensie, că stă acasă. Adică e mult mai lejor să stai acasă, e bani, decât să te duci la spital, să te îmbolnăvești de COVID, de toate discuțiile prin care trecem acum din punct de sanitar. La fel și învățătorul. Pentru ce să plece de acasă? Să primească salariul egal cu pensie? Dar omul preferă să stea acasă. Ați adus în discuție sănătatea. Tot săptămâna asta a intrat în plen moțiunea simplă de cenzură împotriva ministrului Voiculescu. Da. Spuneți-ne exact despre ce... Pe această moțiune simplă am simțit nevoia să o introducem în Parlament, chiar dacă ea nu produce consecințe juridice, dintr-un simplu motiv. Ați văzut că am avut 3 incidente consecutive cu incendii în spitale. Din nefericire, unul am avut victime la Matei Balș. Au fost 4 plus 1 inițial pentru că au găsit un om sărman carbonizat după nu știu câte ore, după 5 ore. Ulterior, că e vorbit de o progresie pe care nu știu de ce Arafat n-a înțeles, pentru că el totuși este un bun specialist în urmă respectiv. Sunt peste, nu știu, 18-20 de morți, pentru că lucrurile au evoluat. Medical se numesc infracțiuni progresive aici, evoluția lui medicală se agravează și la final, Doamne ferește, intervine decesul și atunci așa le numim noi aceste infracțiuni în dreptul penal. Dar s-au grebit repede, domnule, a fost bine, intervenție corectă, au murit 4, gata, și mai era unul mort. Deci de la declarații de presă că au murit 4, dar mai era unul mort în baia unui salon, l-au găsit după 5 ore. Ori, nu credeți că e de bun simț să pleci? E de bun simț. Adică, eram convins că nu o să plece, nu o să fie demis, pentru că omul are o temă fundamentală, aceea de a privatiza.
sistemul de sănătate, sunt bani mulți în joc. El a venit cu tema asta, că dacă vă uitați un pic la ei, unul e venit din Austria, unul e venit din Franța, unul e venit din Germania, fiecare vin, dar nu pentru interesele noastre, ci pentru interesele lor și al grupului de interese care l-au trimis aici, din Austria, din... O să vedeți lucrul ăsta. Eu stau și mă gândesc zilnic ce atitudine să adopt și ce aș putea să fac juridic, vorbind legal, ca să stopăm această nenorocire. Parcă vor dezmembra România. Am văzut atitudine la Portul Constanța, care este strategic, acel port, Bocecu, care funcționează, nucleară, electrică, adică de ce să le privatizăm, să ce să le dăm pe 2 lei, cum să vinzi tu în criză? Dom'le, în criză vinzi prost, nu? Vinzi rău, la prețuri mici. E, asta și-au propus. Nu întâmplător ne-au îndatorat anul trecut atât de mult. Eu mi-am propus perioada asta să ajung la fiecare procuror șef din județul Călăraș. Deja mâine mi-am programat o întâlnire cu procurorul de la Oltenița, la Călăraș, la Ricluvără, să discut punctual despre această atitudine cu privire la infracțiunile pe care le comit cei care gestionează banii publici. Pentru că de multe ori la noi problema nu e de finanțare, este de gestiune frauduloasă. Și procurorii, unii dintre ei, sunt implicați în aceste jocuri financiare. Adică, ori îi favorizează, ori sunt complici. Și vreau să port o discuție extrem de serioasă și extrem de aplicată, pentru că ați văzut ce vă spuneați, domnul președinte, bugetul este extrem de mic. Dacă nu intervenim și nu corectăm și nu încercăm să protejăm acest buget, să-l folosim în interesul nostru, în interesul public, școală, stradă, spital, sigur că în continuare vom rămâne să fim marși prin spitale, să nu avem unde să parcăm mașina, să nu avem unde să... Eu asta mi-am propus și iar luna februarie, martie, sper să reușesc să mă văd cu fiecare procuror șef de la toate unitățile de parchet din județul Călăraș, să port o discuție de principiu, pentru că nu mă duc să intervin pentru nimeni, să nu este trafic de influență, așa ceva nu fac, dar vreau să discut de principiu pentru că am și niște date, niște dosare penale pe care le țin în nelucrare, cu probe directe. Vom vedea ce să fie. Eu o să-mi exercit mandatul cu bună credință și nu o să ies din rigorile legii. În încheiere, aș vrea să ne spuneți unde v-ați deschis cabinet parlamentar și să ne vorbiți un pic despre activitatea dumneavoastră în teritoriu. Am deschis cabinet parlamentar la Oltenița. Pentru că în campanie electorală am fost repartizat în acea zonă. Oamenii m-au primit cu multă căldură. Am promis lucrul ăsta și mă țin de cuvânt, dar înseamnă că observați, în fiecare joie vin la Călăraș și o să încerc să ajung și la Lichlugar și la Fundulea. Mâine o să fiu la Oltenița, acolo este deschis cabinetul meu. Am foarte multe proiecte, deja eu mi-am angajat 2 consilieri, unul la București, unul la Oltenița, oameni aplicați. Am găsit soluții juridice să primească un salariu decent, condiții de muncă decente, sigur că voi asigura tot ce înseamnă mentenanță în zona respectivă și tot ce înseamnă prin sumele pe care mi le oferă Parlamentul. Sigur că acești bani avem o sumă forfetară pe care suntem obligați și așa o să și fac să o folosim pentru funcționarea acestor cabinete parlamentare. Eu mi-am propus să fiu prezent în comunități. Și o să fac lucrul ăsta. O dată, de 2 ori pe lună, sigur, cabinetele vor funcționa în fiecare joie, pentru că și purtătorul de cuvânt al organizației la Călăraș. O să fiu prezent la Călăraș, la aceste conferințe de presă, vinerea, sâmbătă, de regulă, la Oltenița. Sigur că, pe cale de excepție, când vor fi discuții, Fundulea, nu trebuie să neglijăm, că avem un primar extrem de destoinic acolo și am primit foarte multe voturi, Lehliugară la fel, zona Budești, am vorbit și la zona Budești, să găsesc un spațiu unde să merg o dată de 2 ori pe lună, să discut și cu oamenii, încerc să acopăr tot județul. Dar cabinetul, din punct de vedere juridic, este deschis la Oltenița. Vă mulțumesc, domnule. Și eu vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru timpul acordat.